Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare în dragoste. Să vedem de data aceasta spre ce vor converge energiile relației voastre, spre ce va tinde această relație în cele ce urmează în viața voastră, ce mai simte această persoană voastră, ce mai gândește aceasta referitor la tine, referitor la această relație. Și să vedem imediat cărțile. Iată, dragul meu sau draga mea, că prima carte în etalare este Valetul de Cupe. Acest valet vine cu o invitație pentru tine sau cu o ofertă nouă în dragoste. Se pare că vei primi această ofertă din partea persoanei tale. Această persoană își dorește foarte mult să fie alături de tine și iată, își va exprima prin această ofertă această dorință pe care o are, foarte aprinsă în aceste zile. În acest sens, este posibil ca unele dintre voi, dragele mele, să primiți chiar și un inel din partea persoanei voastre. Așadar, să nu fiți foarte surprinse dacă se va întâmpla așa și mai ales să nu fiți negativiste în momentul în care veți primi inelul și să priviți doar partea frumoasă a acestui aspect. Adică să priviți înainte, cu încredere și cu lumină. Se pare că omul pe care îl iubești, dragul meu sau draga mea, îți este sortit sau sortită. Ești foarte fericit din această cauză, foarte fericită. Da, această persoană a ta îți dovedește o dată în plus că te iubește, că este alături de tine, mai ales, sau, și mai ales că vrea să fie alături de tine tot restul vieții sale. Îți va face acest cadou pentru a-ți mulțumi în primul rând că ești alături de el sau de ea. Acest cadou vine ca încununare a dorințelor sale de apropiere, dar și de recunoștință pe care le are vis-a-vis de persoana ta. Următoarea carte în etalare, dragii mei, este Asul de Bâte. Această carte vorbește despre un nou început în această relație, un început care se dorește ca o nouă călătorie pe care o veți întreprinde unul alături de celălalt, îndreptându-vă spre ceva ce puteți crea numai voi doi, atât de frumos, atât de luminos în viața voastră. Asul de Bâte vă promite foarte multă pasiune în relație, pasiune bazată pe această atracție reciprocă pe care o aveți încă de la începutul acestei relații. Este clar că între voi a existat această atracție încă de la început. Atracție care există numai între sufletele pereche. Aceste suflete venite aici pe pământ să reînnoiască vechi contracte existente în alte vieți. Între ei. În acest sens pot spune că și voi v-ați recunoscut în această viață ca fiind două asemenea suflete și știți că aveți de făcut un drum împreună spre evoluția voastră, atât individuală cât și în pereche. Următoarea carte, iată, este Spânzuratul, dragii mei, din Arcana Majoră. Această carte vine să aducă în prim plan o mare schimbare de care vei avea parte, dragul meu sau draga mea. Se pare că anumite evenimente din viața ta în ultima vreme vor determina această schimbare a ta, atât de atitudine cât și de viziune, în primul rând, asupra vieții și asupra oamenilor din jurul tău. Vei trăi această schimbare, această transformare ca pe o iluminare în viața ta,
Așadar, aceasta va fi o adevărată trezire pentru tine, o trezire spirituală, pentru că vei simți cu totul altfel decât până acum, vei avea o cu totul altfel de perspectivă asupra vieții. Următoarea carte, în etalare, iată, vine în compania primei cărți, Valetul de Cupe. Aceasta este Cavalerul de Cupe, dragii mei, și vine să încununeze cu succes această dorință a persoanei tale de a veni în preajma ta cu o nouă ofertă în iubire. Se pare că această persoană a ta este foarte hotărâtă să-ți arate că este determinat sau determinată să pornească pe același drum cu tine, să-ți fie aproape și în acest sens această persoană cred că a luat o hotărâre, hotărârea de a veni aproape de tine, de a fi foarte aproape de tine, poate de a lua o nouă decizie pentru viața noastră, pentru viața voastră, de a vă muta împreună, posibil, sau mai mult de atât, poate că veți vrea să faceți și un următor pas în relație, poate vă veți logodi sau vă veți căsători, să întemeiați o familie, o familie frumoasă, o familie creștină, așa cum sunteți meniți să faceți pentru voi în această viață, dragii mei. Următoarea carte în etalare, iată cât de frumos, vine Regina de Monede, dragii mei. Această regină aduce o nouă oportunitate în relația voastră. Este o oportunitate posibil să fie de afaceri pentru această persoană sau pentru amândoi. Este posibil ca amândorura să vi se prezintă o ofertă, o oportunitate de a face bani. Și această oportunitate să fie atât de atrăgătoare încât să nu suporte amânare sau să nu suporte refuz din partea voastră. În acest sens, vă veți orienta amândoi, vă veți gândi foarte bine și veți porni la drum pe această cale pentru că această chestiune nu suportă amânare. Și va fi de foarte bun augur cât de curând pentru voi amândoi. Regina de Monede aduce extrem de multă stabilitate așadar în viața voastră și veți fi amândoi foarte bucuroși de această nouă oportunitate pe care o veți primi. Și următoarea carte în etalare, iată, este Puterea din Arcana Majoră. Această carte arată că voi aveți întreaga putere la voi în această perioadă să faceți toate acele schimbări pe care vă doriți să le faceți în viața voastră sau să aduceți în viața voastră ceea ce vă doriți, elementele care lipseau până acum. Poate să vă mutați împreună, după cum spuneam, sau să faceți lucruri împreună, lucruri pe care nu le-ați mai făcut până acum. De exemplu, să lucrați împreună la anumite proiecte sau la această oportunitate despre care vorbeam adineauri. Da, tot felul de lucruri frumoase vă așteaptă. Nu pot să cred. Da, valetul de cupe peste valetul de cupe a căzut aici pentru lămurirea cărților. Da, se pare că un nou început figurează aici foarte pronunțat pentru relația voastră. Este un început plin de romantism care se arată ca o plimbare pe care o veți face posibil amândoi, o plimbare cu barca pe Dunăre, să zicem așa, sau pe orice altă apă pe care doriți dumneavoastră. Oricum ar fi, această invitație la o nouă etapă din viața voastră se vine să se facă cu un gest extrem de romantic din partea persoanei tale. Vine ca o ofertă extrem de tentantă care nu poate fi refuzată de asemenea. Asul de bâte alături de regele de pentagrame, dragii mei,
Acest rege vine să aducă din nou stabilitate foarte multă și abundență în viața voastră. Se pare că persoana ta este una extrem de statornică, extrem de cu picioarele pe pământ și extrem de puternică, cum sunt toate aceste zodii de pământ, din care face parte regele de pentagrame. Sau pe care o reprezintă regele de pentagrame. Da, toată această siguranță este caracteristică persoanei tale, siguranță de sine. Această persoană vrea să-ți ofere și ție din aceste caracteristici ale sale și să-ți ofere șansa să devii și tu la fel de sigură pe tine, la fel de sau sigur pe tine, la fel de tranșant în hotărârile tale, la fel de cu picioarele pe pământ. Următoarea carte, iată, este Roata Norocului alături de Spânzuratul. După cum spuneam, în viața ta va veni o mare schimbare și această schimbare te va modifica și pe tine, mai ales ca perspectivă asupra lumii. Iar această schimbare se pare că vine cu o schimbare de destin. Se pare că roata norocului se va învârti și de data aceasta în favoarea ta. De ce? Pentru că este timpul tău, este momentul să fii și tu fericit sau fericită, este momentul să guști și tu din plăcerea acelor momente pentru care ai spus la care ai sperat foarte mult în ultima perioadă. Următoarea carte, iată, este Treiul de Cupe alături de Cavalerul de Cupe. Se pare că trebuie să te pregătești pentru o sărbătorire, pentru o celebrare a unui moment important în viața ta. Iată că persoana ta vine alături de tine să te invite să celebrezi alături de ea acest moment. Fie că are un câștig la locul de muncă, un succes, o victorie de care se bucură în aceste momente, fie că un eveniment important este în viața sa, poate sărbătorește ziua de naștere sau ce știu eu, altă zi importantă, sau poate sărbătoriți ceva împreună, ceva important pentru voi amândoi. Poate ziua în care v-ați întâlnit sau ce știu eu, sau ziua în care v-ați logodit. Toate aceste aniversări pot fi importante și motive de a sărbători, de a celebra, iată, dumneavoastră singuri sau alături și de prieteni. Următoarea carte, iată, este Valetul de Pentagrame alături de Regina de Monede. După cum spuneam, o nouă șansă, o nouă oportunitate de a câștiga vine în viețile voastre. Dar acest lucru nu vă va îndepărta de gesturile tandre cu care sunteți obișnuiți să vă înconjurați când sunteți împreună, sau de romantismul relației la care participați amândoi. Acest valet de pentagrame vă invită la acest romantism, vă invită să nu uitați de frumusețea relației dintre voi doi în momentul în care vă angajați pentru a porni la drum în viață împreună, indiferent ce ați alege să faceți împreună de acum înainte. Și următoarea carte, iată, este Șaptele de Spade alături de Puterea. Această carte arată că este posibil să fiți trădați sau să fiți furați, ca să zicem așa, în perioada care urmează. Este posibil să aveți în anturajul vostru o anumită persoană care este mai curioasă din fire decât mai curioasă decât obișnuitul, ca să spunem așa. Și această persoană să vă fure o anumită idee sau să fure o anumită informație de la dumneavoastră, care era foarte importantă și pe care o scăpați așa din vedere în momentul în care sunteți în preajma acestei persoane. Așadar, atenție cui divulgați secretele voastre
Și atenție lângă cine vă deconspirați, ca să spun așa. Și mai departe, să vedem și o carte din partea oracolului. Iată că această carte a venit pentru tine, dragul meu sau draga mea. Acesta ar putea fi aceasta ar putea fi persoana pe care o aștepți. Acesta este mesajul. Se pare că deja ai cunoscut partenerul romantic pe care îl căutai. Prin urmare, fii foarte atent la sau atentă la relația pe care o ai în prezent, pentru că aceasta se poate dovedi foarte importantă pentru tine în aceste momente, pentru că se pare că aceasta este persoana pe care o căutai de multă vreme, așadar atenție la deciziile pe care le iei de acum înainte, pentru că ele îți vor determina viitorul. Acestea fiind zise, eu îți mulțumesc pentru vizionare, te invit și la alte etalări pe viitor, toate bune!